Tot e bine. Bună dimineața, încă o dată ne cerem iertare pentru întârziere. Suntem la ședința Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Începem ședința. Dacă sunt propuneri la ordine de zi, poftiți. Da. Noi avem două propuneri, dacă este posibil să revenim totuși la subiectul ce ține de accizele și TVA-ul la motorină și benzină. Proiect de lege numărul 84, acel proiect prin care, propunem stabilirea cotei de 50% la accize pentru benzină, motorină și scutirea de TVA cu drept de deducere a produselor de combustibil. Proiectul, de fapt, are expirat deja cele 30 de zile prin care guvernul trebuia să vie cu un aviz. Din păcate, guvernul de fiecare dată, nu știu de ce, așteaptă să facem scrisoare oficială, cu toate că noi avem scrisoare oficială prin care să ne prezinte asemenea aviz, dar având în vedere sezonalitatea lucrărilor agricole, având în vedere problematica cu care se confruntă astăzi cetățenii, propunem și insistăm să examinăm acest subiect în cadrul ordinii zi de astăzi. În lipsa avizului pozitiv a guvernului, pentru că doar așa putem să analizăm, știți bine, da? De principiu, prima lectură am putea să o examinăm și fără... Ei, știți cum, noi suntem totuși economie, buget și finanțe și nu-i bine să nu avem opinia guvernului. Mai mult ca atât pentru agricultori noi avem în... Da, poftim rău. Da, deci noi, suma trecută, am votat în două lecturi proiect de lege care presupune alocarea 250 milioane de lei pentru rambursarea parțială a accizilor în proporție de 30%. Anume pentru agricultori, agricultorii se poate să accesezi bani prin fond de subvenționare. Da, și eu cred că este o măsură bună și binevenită. Nu, e bună, sau e rea, deci vor arăta încăsările la buget, activitățile agricultorilor. Cert este una că, bine, noi solicităm 50%, acolo sunt 30%, dar haideți să vedem ce e și cu TVA-ul pentru aceste produse, pentru că asta ar fi o măsură suplimentară indirectă prin care am susține agricultorii, pentru că vedeți în ultima vreme chiar un mesaj din partea agricultorilor unde au solicitat de asemenea să fie examinat posibilitatea de restituirea TVA-ului sau de anularea TVA-ului la îngrășămintele minerale, deci cunoașteți că este o problemă. Deci credem că ar fi oportun să examinăm, bine, nu 100% scutirea TVA. Haideți să vedem ce putem noi aproba. Poate undeva încă. Bine, haideți să o pun la vot. Cine este pentru includerea în ordine de zi a proiectului numărul 84 fără avizul guvernului? 4 voturi pentru, abțineri, 6 abțineri. Vă mulțumesc. Următorul. Următorul proiect de lege, proiect de lege 175 din 9 august 2021, acel proiect de lege care prevede plafonarea cu 10%, până la 10% a reducerilor comercianților pentru producția agroalimentară luată spre distribuție prin centrele comerciale. Și totodată stabilirea unei perioade de publicitate de maximum 60 de zile per produs într-un an de zile. Este o măsură care cunoașteți vine în sprijinirea legii care a fost aprobată cu 50% produse pe raft, care din păcate nici până astăzi nu este implementată și nu înțelegem poziția Ministerului Economiei, deci nu iau nicio atitudine față de această propunere, de această lege care de fapt ea este obligatorie să fie executată. Deci rog să includem acest proiect. El a fost discutat și pe platformele reprezentanților asociațiilor, producătorilor agricoli. Inițiativa, de fapt, vine din partea lor. Vă mulțumesc. Cine este pentru, spun la vot deodată, pentru includerea în ordine zi a proiectului numărul 175 în lipsa avizului guvernului? 4 voturi pentru, abțineri. 6 abțineri. Vă mulțumesc. Următorul. Da, mersi. Și o să excludem din ordine de zi proiectul numărul 133, 7 de, numărul de ordine 7, din motiv că, mă rog, e problemă tehnică. Proiectul, de fapt, a fost deja votat și adoptat. Deci, ne iertați de această suprapunere. Și asta fiind spuse, haideți să începem cu 141, proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat. Domnul președinte, da, procedură. Este necesar să aprobăm ordinea de zi mai întâi.
Da, cer scuze. Supun votului ordinea de zi în întregime. Cine este pentru, vă rog să votați. 6 voturi pentru, împotrivă și 4 abțineri. Mersi. Poftiți. Numărul 141, modificarea legii bugetului de stat. Celălalt buton. Bună dimineața! Dina Roșca, Ministerul Finanțelor, Secretar General. Stimați domnule președinte, stimați deputați, prezint atenție dumneavoastră proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022. Proiectul de lege a fost elaborat conform cadrului legal și altor acte normative care reglementează aspectele bugetare fiscale. Și această modificare a legii bugetului de stat este impusă de circumstanțele în care activează economia națională și impactul asupra bugetului a mai multor crize produse concomitent. Criza energetică ca urmare a creșterii prețurilor la resursele energetice a accelerat fenomenele inflaționiste, impulsionând creșterea prețurilor la mai multe mărfuri și servicii necesare, în special produsele alimentare și carburanți. Războiul din Ucraina a afectat tendințele economice pozitive, înregistrate în anul precedent prin distorsionarea relațiilor comerciale și o accelerare și mai mare a prețurilor în anul 2022. Un alt factor care are un impact economic asupra bugetului este și fluxul mare de refugiați din țara vecină și necesitatea de gestionare a acestei situații. Proiectul de modificare a legii bugetului pentru anul 22, prezentat dumneavoastră pentru examinare, este fundamentat pe următorii indicatori macroeconomici revizuiți. Creșterea economică de 0,3%, nivelul inflației 15,7%, majorarea exporturilor cu 4,5%, a importurilor cu 6,9%, creșterea salariului mediu pe economie 15,1%. Totodată, modificarea proiectului legii bugetului de stat se axează în continuare pe necesitatea de atenuare a efectelor negative a majorării prețurilor la resursele energetice și produsele alimentare, susținerea celor mai importante sectoare economice prin acordare directă a subvențiilor sau compensarea unor cheltuieli, precum și gestionarea fluxului semnificativ de refugiați. Principalii parametri revizuiți ai bugetului public național sunt veniturile bugetului public în sumă de 84 miliarde lei, cu 3,1 miliarde lei sau cu 3,8 mai mult față de estimările aprobate în anul 22, iar ca pondere în PIB la nivel de 30,7%. Cheltuielile bugetului public național în sumă de 103,8 miliarde lei cu o majorare de 7,6 miliarde lei sau 7,9 față de estimările aprobate pe anul 22, raportate la PIB 37,9%. Soldul deficitului bugetului public național se estimează în sumă de 19,8 miliarde lei sau cu 7,2% din PIB față de 6 aprobat inițial. Principalele majorări de fonduri și alocații care sunt prevăzute în proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru 22 se pot evidenția următoarele. Majorarea alocațiilor în urma creșterii tarifelor la resursele termoenergetice, 1.938,9 milioane lei, dintre care pentru resursele termoenergetice, pentru instituțiile bugetare, 777,9 milioane lei, inclusiv transferurile către bugetele autorităților locale, 521,5 milioane lei, pentru resursele termoenergetice instituțiilor medicale publice, 230 milioane lei. Compensarea diferenței la tarife pentru gazele naturale, energie electrică, energie termică și pentru implementarea unor programe noi de atenuare a vulnerabilității energetice, 706 milioane lei. Subvenționarea diferenței de tarife pentru energie electrică într-o luna martie, 225 milioane lei. De rând cu aceasta, se menționează că resurse în volum de 612,4 milioane lei deja au fost alocate din fondurile de urgență ale Guvernului pe parcursul trimestrului 1 anului 2022, astfel necesarul suplimentar la cel prevăzut care era inițial în buget
pentru achitarea cheltuielilor legate de criza energetică, destinate susținerii populației, instituțiilor bugetare și publice și consumatorilor non-casnici, se estimează în volum de 2.551.3 milioane lei. Un alt factor este, care poate fi evidențiat, majorarea alocațiilor în domeniul protecției sociale. Partea cea mai mare la acest compartiment revine transferurilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, într-o acoperire necesităților pentru indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat, în volum de 2.065.000.000 lei. Creșterea compensațiilor pentru serviciile de transport pentru persoanele care cu dizabilități, 54.5 milioane lei. Compensarea diferenței la tarife pentru gazele naturale, energie termică, energie electrică, pentru unele localități din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anieni Noi, 40.4 milioane lei. Pentru finanțarea serviciului social, asistența socială și pachetul minim de servicii sociale, 65 milioane lei. De asemenea, majorarea fondurilor pentru susținerea mediului de afaceri, în special pentru agricultori și întreprinderile mici și mijlocii, 700 milioane lei. Majorarea alocațiilor pentru creșterea normei de alimentație în instituțiile educaționale, 111.8 milioane lei, dintre care, prin transferuri către autoritățile locale, 105.8 milioane lei. Suplinirea fondurilor de urgență a guvernului, 1.530 milioane, în scopul gestionării crizei refugiaților și crizei energetice. După cum am menționat, la moment deja în aceste fonduri resursele au fost utilizate. În continuare voi prezenta principalii indicatori ai bugetului de stat. Revizuiți ai bugetului de stat. Veniturile constituie 52.7 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 2.6 miliarde sau cu 5.2% mai mult față de aprobat inițial. În mare parte din această majorare constituie încasările din impozite și taxe, 47.9 miliarde lei, această categorie deținând cea mai mare pondere, 90.9%. Jumătate din creșterea veniturilor bugetului de stat se datorează creșterii preconizate din aceste impozite și taxe, în special TVA, impozitul pe venit. Încasările din granturi au fost revizuite și vor însuma 2,5 miliarde lei, fiind în creștere de 1,9 ori mai mare față de sumele aprobate inițial. Ca pondere în suma totală a veniturilor bugetului de stat, acestea constituie 4,7%. Din toate aceste granturi, granturile pentru suport bugetar constituie 1,5 miliarde sau echivalentul a 68 milioane euro, care reprezintă prima tranșă din contul de asistență macrofinanciară în sumă de 15 milioane lei și 53 milioane euro sprijin bugetar din partea Comisiei Europene pentru atenuarea crizelor multiple cu care se confruntă Republica Moldova. Întrările din alte venituri ale bugetului de stat vor constitui 2,3 miliarde lei, fiind în creștere cu 9,5% față de sumele aprobate inițial. Din această sumă, 130 de milioane lei reprezintă donațiile din partea persoanelor fizice și juridice destinate finanțării asistenței umanitare a refugiaților din Ucraina, cu această sumă fiind suplinit fondul de intervenție a guvernului, din care vor fi ulterior efectuate alocări pentru gestionarea crizei refugiaților. Cheltuielile bugetului de stat vor constitui 72,1 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 6,9 miliarde sau cu 10,6% față de bugetul aprobat inițial. Din suma totală de creștere a cheltuielilor bugetului de stat pentru 22, 37,3 reprezintă majorarea transferurilor către alte bugete, 2,6 miliarde lei. Restul, 4,6 miliarde lei, fiind destinate cheltuielilor pentru implementarea programelor în anul 22, nemijlocit prin intermediul autorităților publice centrale. Dacă să mă refer sub aspect funcțional,
Pentru serviciile de stat cu destinație generală, plus 20,2% față de bugetul aprobat. Pentru protecția socială, plus 16,6% față de bugetul aprobat. Serviciile economice, plus 13,1% față de bugetul aprobat. Asta cele mai principale, cele mai mari. Proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 22, de rând cu suplinirea alocațiilor pentru unele programe, propune și programe noi menite să susțină dezvoltarea mediului de afaceri. După cum am și menționat, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii în Mediul Rural, 250 milioane lei. Fondul de Eficiență Energetică, 200 milioane lei. Fondul Ecologic, 21,5 milioane lei. Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, 200 milioane lei. În scopul gestionării crizei refugiaților și crizei energetice, după cum am menționat, având în vedere că deja mijloacele din fondurile de intervenție au fost utilizate, se propune a suplini aceste fonduri pentru a gestiona în continuare criza energetică și criza refugiaților cu 1,5 miliarde lei, comparativ cu cele aprobate inițial și ajungând volumul total, atingând suma de 2,3 miliarde lei. Cheltuielile destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe se propun cu o majorare de 115,2 milioane lei față de cel aprobat. Modificarea în cauză este determinată în special de volumul de lucru suplimentar din cadrul proiectului de infrastructură a drumurilor. În ansamblu, cheltuielile curente ale bugetului de stat vor crește cu 5,8 miliarde lei, cele capitale cu 1,1 miliarde lei. Deficitul bugetului de stat este prevăzut în sumă de 19,4 miliarde lei cu o creștere de 4,25 miliarde, creșterea în totalitate revenind componentei de bază. În structura surselor de finanțare a deficitului se propun modificări semnificative, reieșind din faptul că sursele interne devin tot mai costisitoare, iar accesul la resurse creditare oferite pe plan extern de către partenerii de dezvoltare sunt cu mult mai ieftine, astfel proiectul de modificare a bugetului prevede reducerea surselor interne de finanțare a deficitului în sumă de 4,9 miliarde lei, concomitent cu majorarea împrumuturilor externe pentru suportul bugetar în volum de 5,4 miliarde lei. Majorarea sumei împrumuturilor se preconizează din contul împrumuturilor din cadrul programului care urmează a fi aprobat cu FMI, 125 milioane dolari SUA, programul cu Banca Mondială plus 100 milioane dolari SUA, precum și din contul atrageri unui împrumuturi noi din piață, din partea Guvernului Poloniei, 20 milioane euro și Republicii Franceze, 75 milioane euro. De rând cu cele menționate, poate fi menționat că acumularea la conturile bugetului de stat la finele anului 21, din contul întrărilor de granturi și împrumuturi, a oferit un acces mai mare la utilizarea acestor mijloace în anul curent. Astfel, utilizarea mijloacelor bănești din conturile bancare ale bugetului de stat se propune a fi majorată cu 3,8 miliarde lei. Soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2022 se estimează la 102,1 miliarde lei, ponderea la sfârșitul anului 2022 în PIB a datoriei de stat nu va depăși 37,3%, mai puțin decât valoarea aprobată inițial cu 3,1 puncte procentuale. Totodată, în structura datoriei de stat, la finele anului 2022, ponderea datoriei de stat externă va constitui 66,6%, iar a datoriei de stat interne 33,4%. Rog susținerea acestui proiect. Mersi mult. Colegi, întrebări. Hai să începem pe rând. Sunt întrebări tehnice și aș vrea să începem cu ele. După asta sunt întrebări de genul
politicii financiare esențiale, adică... Doar o clipă. Noi, dacă ne stabilim un 30 de minute pentru întrebări, sau vrem mai mult? Nu, ca să ne organizăm, sau vrem mai mult? Noi o oră? Noi hai o oră. Putem să stăm și 20 minute dacă obținem întrebări concrete la răspuns, dar putem să stăm și două ore pentru ca să înțelegem în esență. Există, din experiența mea modestă, există un punct după care discuțiile devin inutile. De atât mă gândeam. Nu. Vă asigur că aici nu o să fie inutile. Prima întrebare a mea la capitolul de cheltuieli, dumneavoastră în anexa numărul 2 a bugetului. Ați stabilit 233 milioane lei servicii cheltuieli de personal. Și vrem să înțelegem, acestea este vorba despre majorarea salariilor funcționarilor publici sau este vorba despre completarea acelor funcții vacante și acoperirea lor financiară? Anexa 2 la cheltuieli bugetare. Aici e un mix, nu e vorba de... Indicatorii generali ca surse finanțare. Da. Ați observat că fondul de salarizare s-a majorat comparativ Fondul de salarizare s-a majorat în proiectul propus comparativ cu cel aprobat inițial, dar aici sunt mai multe măsuri. Sunt legate și de necesități de a reduce, elibera unele funcții din moratoriu impus și pentru asta este necesar o suplimentar, alocație suplimentară pentru acele ministerii la care se propun aceste majorări de state de personal. De fapt, nu e majorare de stat, e acces la o mai mare, o reducere a funcțiilor care sunt înghețate, de rând cu majorarea și a fondului general pentru care îl avem noi în bugetul de stat, pentru unele prevederi ale legii 270 care potențial pot să nu aibă acoperire în bugetele unor autorități. Și o altă măsură e legată de propunerea de a majora salariul minim în sectorul bugetar de la 3.100 care este astăzi la 3.500. Și deoarece propunerea e abia în fază de proiect, noi alocarea să o facem la fel din acest fond. Bine, noi am efectuat calculele, adică ca să contrapunem sumele, deci conform notei informative dumneavoastră preziceți o creștere a inflației mediu anual la 21,9%, da? La sfârșit de an 15,5%. Creșterile salariale care dumneavoastră le propuneți aici, ele nu ating nici 10%. Deci cum se explică acest lucru? Mai mult ca atât, în nota informativă, dumneavoastră menționați că fondul de remunerare a muncii față de prețurile curente, deci va crește cu 15,1%. După cum a spus și colega, noi acum nu venim cu majorări de salariu. Noi în legea 270 nu introducem niciun fel de majorare de salariu. Valoare de referință. Unica majorare modificare cu care noi venim la proiectul de la legea 270, 3.100 la 3.500. Adică oricum este vorba de o majorare. Da. În lucru este un proiect de lege de modificare al 270 care ulterior va fi prezentat Parlamentului, unde intrăm pe unele categorii și facem majorări de salariu. În fondul acesta de salarizare care este prevăzut, care este prezentat în anexa 2, include anume acel volum 118, da? Milioane lei care sunt pentru de la 3.100 la 3.500. De asemenea, sunt legiferate, mai bine zis, acele alocări de resurse care au fost alocate pentru premiu anual, insuficiența care a fost dată pentru autorități prin hotărârea de guvern, au fost prin hotărârea de guvern redistribuite. Acum ele se regăsesc în acest proiect, doar așa urmează, prevede cadrul legat, să le legiferăm ca în bugetul autorității să nimerească la fiecare autoritate și, de asemenea, acele funcții asupra cărora a fost scos moratoriu. De la Ministerul Apărării, pare mi se că sunt acei absolvenți ai Academiei Institutului Militar, care, conform cadrului legal, ei urmează a fi încadrați în serviciu, în sistem.
Clar. Următoarea întrebare, uitați-vă, deci ieri, cel puțin am văzut o afirmație a domnului ministru, domnul Spânu, deci prin care a afirmat că pentru intervenții în caz de risc de asigurare energetică au fost alocate 150 milioane euro, ceea ce ar fi în jurul de 3 miliarde de lei. Noi în tabel am găsit de fapt o parte din aceste sume și aici se referă la cele 200 milioane care au fost alocate pentru eficiența energetică și sursele regenerabile, așa înțelegem că asta e o parte din sumă ca și cum. De asemenea, pentru dezvoltarea transportului ANTA, 50 de milioane, de asemenea, le-am regăsit și am regăsit la acțiuni generale 1,5 milioane lei, deci sumă care, de fapt, e prevăzută probabil pentru... Adică suma totală de 2 miliarde și 300 de milioane de lei, deci ca fond de rezervă și intervenție. Puteți să ne explicați, unde sunt acele 150 de milioane de euro, pentru că în anexele prezentate... Nu, nu le găsesc, deoarece aici se reflectă cheltuielile. Cheltuielile la care v-ați referit, nu sunt cheltuielile, sumele la care v-ați referit, vor fi și sunt reflectate în proiectul de buget la partea de recreditare a întreprinderilor de stat. La, dacă vă uitați în 47, în surse de finanțare, acolo recreditarea către întreprinderile nefinanciare sunt majorat cu peste 3,2 miliarde lei. Și aici și sunt acelea, da, ele sunt și ca întreri din împrumuturi pe partea de proiecte finanțate din surse externe și ca recreditare către Energocom ulterior vor fi. Și cine sunt de aceste garanții în caz de recreditare? Statul. Statul. E recreditare? Și ultima întrebare, după asta revin. Deci, dumneavoastră, în bugetul actual ați majorat capitolul de cheltuieli, în special pentru susținere ministeriale, de circa 4,2 miliarde lei, la general. Să înțelegem noi, corect, v-am prevenit în noiembrie, când v-am spus că o să trebuiască să supliniți bugetele instituțiilor de stat, pentru că inflația care era prevăzută în acel buget și cu cei care ați prevăzut-o dumneavoastră, nici de cum nu se bătea cap în cap. Acum, aceste cheltuieli vin să substituie sau să completeze cheltuielile exploataționale a instituțiilor publice, nu, și respectiv benzina, motorina care se utilizează la aceste instituții. Și nici de cum nu e vorba de dezvoltare, pentru că întrebarea logică apare care? Deci noi împrumutăm ca surse externe deja, pentru că sursa internă am înțeles că e compromisă, 320 de milioane de dolari ca să-i consumăm anul ăsta, dar să-i întoarcem ani încolo. Cam așa se primește. Nu în totalitate. Explicați-ne și nouă să înțelegem. Din acestea 4,3, 200 de, 700 de milioane vin să susțină sectorul economic. Și aici vorbim de cele programe pentru IMM-uri de 200 de milioane, vorbim de 50 de milioane la drum, la politici din sectorul drumurilor, vorbim de 250 suplinirea fondului de subvenționare în agricultură, 200 de milioane în fondul de eficiență, 57 de milioane sunt în păduriri, 21 de, la fondul ecologic, adică cele care pleacă într-adevăr în sectorul economic. 1,5 miliarde dintre acestea 4,3 e destinat fondurilor de intervenție. De care rămâne și o parte, cum am menționat, într-adevăr vin să suplinească bugetele instituțiilor, în special pentru serviciile termoenergetice. Inclusiv și combustibil și alimentație, acolo unde este necesar, da. Deci se vor consuma anul ăsta? Da, o parte, da. Cel puțin acestea sunt la moment mai ieftine decât cele interne și ați văzut schimbarea asta între
în structura surselor de finanțare a bugetului. Da. Alte întrebări? Domnul Raymond, aveți întrebări? Da, poftiți. Корректировка этого бюджета, мы, по сути дела, расписываемся в том, что бюджетная политика, которая была утверждена при утверждении бюджета, не будет как бы исполнена или ею не будут придерживаться. Значит, структура расходов. Мы видим, при инфляции среднегодовой 21,9, социальные расходы плюс 16 всего лишь, зато сервичилидистат плюс 22%, я имею в виду. Но это плюс... Плюс 22%. По вашим цифрам, я калькулятор считал, не я в столбик. Дефицит плюс 28% растет. Это означает, что по-прежнему инфляцию мы разгоняем. Деньги оказываются в экономике, при том, что доходы бюджета будут расти от этих воздушных денег, от того, что удорожание энергоносителей и прочее всего на 5,3%, а расходы аж на 10%. Таким образом, вы бросаете, так сказать, Национальный банк один на один с этой инфляцией, которая отсюда проистекает с неизбежностью. И это означает, что по-прежнему будет удорожание кредита и тормоза для развития или хотя бы поддержания экономики. Вот эти пропорции, почему они такие? Почему социальные расходы плюс 16, а эти социальные расходы в том числе могут быть выпущены на рынок для поддержания нашего производителя, купить у него? Да? А сервич или дистат плюс 22. Это какие такие сервич или дистат? Аж на пятую часть у нас растут. Можно получить ответ? Așa. În ce privește serviciile sociale? Da, e 16%, dar plus la cele care sunt deja în buget. Acelea 7% care sunt în buget. Și 22%. Da, dar modificările în 21,9 și 7 plus 16 тоже в тех же параметрах мы остаемся. Они сопоставимы. Apoi, în ce privește serviciile generale, cum am spus, da, într-adevăr, 20% creștere, dar aici e un factor de o singură dată, această creștere la fonduri de urgență de 1,5 miliarde lei, care au influențat în așa mare măsură creșterea la acest tip de cheltuieli. Aici sunt incluse cheltuielile pentru fondurile de intervenție în serviciile de cu destinație generală. În primul rând pentru gestionarea crizei refugiaților. Noi e foarte greu acum să prezici și să atribui concret la care instituții și în ce volum și cât va dura această criză, de ce propunerea e de a continua alocarea resurselor pentru gestionarea crizei din fondurile de urgență a guvernului. Da, păi, ok, și, da, dacă... eu ce scuze, dar здесь была куча, так сказать, высокопоставленных туристов, которые обещали нам помочь с кризисом беженцев. Обещали помочь. И что мы от них имеем? Имеем ли мы что-то от них? Да, но я вему дуравим мажорали. И это вот в бюджете отражается. Вот это вот в бюджете отражается. 20 миллионов для гуверну Полонии. 20 миллионов евро. Инклюзив шпентру джестионария кризи. А винит? Încă nu, dar e semnat. E semnat și urmează să fie în scurt timp prezentat Parlamentului spre promulgare. Asta e credit. Da. Dar sunt și 130 de milioane de lei sunt incluse în ca donații și tot această sumă se regăsește și ca completarea fondului de intervenție. Прошли уже эти деньги?
Din 130 de milioane, 73 de milioane sunt încasate. Diferența e încă de 43 de milioane, nu, 60 încă o să fie. 60 o să fie, urmează să fie astăzi chiar în ședință de guvern aprobat acordul cu Elveția, care acordă tot donații în acorde, căznăcește mă interesuie, acorde mală interesuie. Căznăcește 73 milioane sunt în conturi, da. Скажите, а есть какие-то пропорции у вас? Дело в том, что беженцами занимается не только государство и бюджет, но и достаточно много частных организаций и общественных организаций. Есть какие-то пропорции между тем, что государство потратило на беженцев и что частники потратили на беженцев? Или это не исследовалось? Понятно. Спасибо. Da, în primul rând, mă bucur că guvernul a optat pentru a crește totuși cheltuielile, indiferent de situația complicată. Războiul din Ucraina a afectat economic Republica Moldova și a afectat foarte mult și capacitatea companiilor de a investi și asta a afectat nemijlocit și bugetul, dar e important ca bugetul este, cheltuielile sunt în creștere pentru a susține social cetățenii. Mă bucur că la nivel de protecție socială s-a majorat cu 2,45 miliarde ca să susținem acea pensie, indexare de pensie de 14%. Mă bucur că salariul minim sectorul bugetar se va majora la 3.500 lei. Salutăm faptul că se majorează cu 700 de lei cheltuielile pentru susținerea mediului de afaceri și agriculturii, pentru a susține parțial rambursarea accizelor pentru agricultori, acele 200 de milioane în plus care o să meargă la întreprinderile mici și mijlocii, acele 200 de milioane în plus care o să meargă pentru eficiență energetică, investițiile capitale înțeleg că vor crește cu 1,1 miliarde de lei, cu 16,38%, este extrem de important acest lucru, noi ca și membri ai Comisiei Economiei doar susținem cheltuielile majorate în special în investiții și în economie. Am văzut că ați alocat 111 milioane de lei pentru alimentarea copiilor. Asta este la fel foarte important. Deci, noi este bine acest lucru. Ceea ce vreau eu să mă opresc este la finanțarea primăriilor, autorităților publice locale. Înțeleg că oricum s-au alocat aproximativ 1 miliard de lei pentru plata resurselor termoenergetice, dar pentru școli, spitale, grădinițe, dar vreau să înțeleg dacă se compensează, să se majorează cheltuielile primăriilor în special, de exemplu, dacă ne referim la căminile culturale sau bibliotecile, dacă acest lucru se întâmplă, pentru că noi am avut câteva solicitări și întrebarea dacă căminile culturale, de exemplu, bibliotecile arondate la primărie, li se oferă finanțare separată sau prin intermediul primăriei, ce se întâmplă în cazul dat? Nu, la transferurile către bugetele locale, în sumă de 906 milioane lei, sunt exclusiv pentru transfer cu destinație specială, nu și pentru competență proprie. Dar dacă trebuie să-mi explicați cum se finanțează, de exemplu, căminile culturale și bibliotecile direct din bugetul APL-ului, da? Da. Și atunci dacă crezi cheltuielile pentru, nu știu, zicem, încălzirii sau alte lucruri, ce ar trebui să se întâmple? Vedeți că noi aici, chiar și în finanțarea școlilor, grădinițelor, noi am făcut derogare, dacă ați observat, în anexă, deoarece aceste estimări au fost făcute chiar în baza solicitărilor fiecărui raion și autorități publice locale. Și noi le-am pus exact cât au solicitat fiecare raion. Dar dacă noi le-am fi redistribuit conform formulei, ar fi altfel, iar școlile mari ar primi mai mult și școlile mici ar rămâne fără. De ce? Noi chiar am făcut aici derogare. Dar să facem acuși, pentru ca să suplinim bugetele autorităților locale în partea ce ține de competențele proprie, aici chiar e o derogare deja de la legea 397 și de formula generală de transfer cu destinație generală. Da. Ok. Nu, aici e o discuție. Eu trebuie să vedem, poate abordăm în altă conversație subiectul, dar
este o problemă, de exemplu, cămilii culturale, dacă, de exemplu, cresc o bibliotecă, dacă cresc cheltuielile pentru gaze, atunci... Bun, nu pe alocuri, cheltuielile ar putea fi destul de, mă rog, însemnate pentru apele mic. Dar am înțeles poziția dumneavoastră, o să trebuie să discutăm în alt context. Mersi. Domnul președinte. Alte întrebări. Poftiți, doamna Maniu. Da. Stimați colegi, noi înțelegem atunci când se vine cu o modificare la buget, sunt multiple întrebări, asta este natural. Dar vremurile dificile prin care trecem acum, provocate de multiple crize economice, deci ne obligă cumva să luăm decizii neordinare și chiar extraordinare. Aceste rectificări care dumneavoastră le înaintați, deci care le înaintează Ministerul Finanțelor, sunt menite, și asta mă repet, să vină în sprijinul cetățenilor și al mediului de afaceri pentru creșterea veniturilor, în special a celor vulnerabili și a pensionarilor, pentru compensarea facturilor, sprijin pentru agricultori și altele. De aceea, în limitele care sunt, bugetul a venit cu niște modificări care sunt binevenite și noi susținem acest proiect. Dar am și o întrebare. Deci, la asistența personală pentru persoanele cu dizabilități, dumneavoastră alocați 65 de milioane de lei. Mă interesează dacă sunt majorate unitățile de asistență personală, fiindcă la întâlnirea cu cetățenii permanent se ridică aceste întrebări și este chiar dificil de această întrebare și este nevoie de a majora unitățile în această privință, în asistența anume personală. Vă rog să ne lămuriți. Bună ziua! O să răspund eu, Vasile Cușcă, secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru că ne vizează pe noi acest subiect. Noi am avut mai multe ședințe în cadrul Ministerului de Finanțe, am discutat despre aspectul ce ține de finanțarea serviciului asistență personală și acum aceste 65 de milioane, ele sunt alocate pentru a soluționa problema la moment, pentru că sunt multe unități de asistență personală sau mulți asistenți personali care activează nu pe o normă întreagă, adică activează pe 05, 025, 075 și noi vrem prin aceste alocări de mijloace acum să soluționăm problema acestor asistenți personali ca să-i ridicăm la o normă întreagă, plus să asigurăm continuitate la finanțarea acelor unități de asistenți personali care au fost angajați în toamnă. Dacă țineți minte, noi am din mijloacele care au fost confiscate din Marea Britanie, ne-au fost alocate 11 milioane și ceva și noi am finanțat 4 luni 553 de unități de asistență personală și noi trebuie să continuăm pe tot parcursul anului, adică și aici sunt și aceste unități de asistență personală, dar asta nu înseamnă că noi nu avem de comun cu Ministerul Finanțelor, cu colegii și în conlucrare cu apeleurile, nu avem discuții și să vedem cum soluționăm într-adevăr problema angajării unui număr mai mare de asistenți personali. Noi știm că pe lângă cei 6.000 de unități care sunt în prezent, mai este necesar circa 2.500 de unități de asistenți personali și inclusiv în CBTM o să venim și deja am propus unele mijloace financiare plus avem pentru anul acesta ca scop să facem și modificări la legea Fondului de Susținere Socială a Populației, pentru că acolo sunt prevăzute mijloace financiare pentru finanțarea pachetului minim, inclusiv asistenței personale, ca să-i finanțăm din bugetul de stat și pentru anii următori, dacă o să-i preluăm la finanțare de la bugetul de stat, o să avem și mai mult claritate și sustenabilitate în angajarea și finanțarea acestor unități și sperăm noi că deja în legea bugetului pentru anul următor această problemă va fi soluționată. Nu promitem că vor fi angajați toate aceste 2500 sau nu știu 3000 de unități câte vor fi necesare, dar etapizat ne propunem ca să soluționăm această problemă, în fiecare an să mărim numărul unităților de asistență personală. Mersi mult. Mersi. Alte întrebări, colegi? Mai sunt întrebări. Da, poftiți, domnule Sigur. Da. La
anexă numărul 3, bugetele autorităților finanțate din bugetul de stat. Am întrebare de ce se majorează bugetul Ministerului Afacerilor Interne de la 3.758.876.000 lei până la 3.962.844.000 lei în mai mare parte la ordine publică și siguranță publică. Asta prima întrebare. În primul rând, bugetul Ministerului Afacerilor Interne, factorii care au contribuit sunt resursele energetice, energie electrică, gazul, energie termică și combustibilul. Au proiecte finanțate din surse externe, care tot 77 de milioane. Au fondul de salarizare care a fost acordat prin premiu anual pentru 21, iarăși s-a legiferat și 59 de milioane și resursele energetice. Asta e toate. Da, eu văd că aici anume la ordinea și siguranță publică. Nu se reflectă la servicii cu cheltuieli și activități. Văzut în pe categorii economice, ele sunt pentru astfel de cheltuieli. Și la Ministerul Apărării, vă rog tot să-mi dați așa explicații de ce se majorează anume la serviciile acestea de suport în domeniul apărării naționale. La Ministerul Apărării, iarăși, sunt resursele energetice, încălzirea, gazul, energie electrică, alimentația, moratoriu pentru acele 150 de unități care absolvenții Academiei Militare care urmează a fi încadrați și dacă ceva detalii vine. Da, dar în principiu este. Încă o întrebare la articolul 2, litera Q. Micșorarea cifrelor care au fost prevăzute pentru lucrări de reconstrucție sau renovare a blocurilor sanitare la liceuri, la gimnazie. Văd că se micșorează acest program de la 16.235.000 lei la 15.380.000 lei. Da. Se micșorează acest fond de la Banca Mondială? Da. Cifrele se micșorează. Un proiect finanțat din surse externe și ei au actualizat informația. Este adică actualizare, că... da? Da, da. Da, mulțumesc. Da. Alte întrebări, colegi? Da, poftiți, domnul Bărdu. Mulțumim. Stimați reprezentanța Ministerului de Finanțe, spuneți, rog, cum așa s-a primit în anul 2022 că s-a compromis total piața hârtiilor de valoare? Deci, practic, ați refuzat să mai împrumutați din piața internă financiară și a fost trecută această finanțare din surse externe. Deci noi, practic, 4,9 miliarde de lei am anulat. Deci ultima cumpărătură a fost de circa 400 milioane, dacă nu greșesc, la 16-17% dobândă. Ceea ce înseamnă vreo 70 de milioane care vor trebui restituite, eu cred că începând cu momentul împrumutului. Și nu s-a primit așa că, depinzând de sursa externă de finanțare, să avem două momente. Atrag atenție, două. Unu, riscul ca să nu primim această finanțare și atunci noi riscăm să avem în buget neacoperire sau o zonă de vacuum de circa 4 miliarde de lei. Și doi, în cazul în care vom avea această finanțare, ea va fi condiționată și situația cu Convenția de la Istanbul și interzicerea panglicii și așa mai departe, o să ne pară nouă floricele. Pentru că așa am înțeles că astăzi și stadionul deja se examinează la guvern. Cine așteaptă mai departe? Înțelegeți întrebarea mea. Deci noi, practic, azi am devenit 60% dependenți de finanțare externă. Probabil financiar e bine, că sunt dobânzile scăzute, termen mai lung și așa mai departe. Dar nu vine în substratul ăsta și unele condiționări a finanțării.
noi explicit, da, într-adevăr, da? Noi am substituit sursa internă, care într-adevăr a devenit mult mai costisitoare, cu sursa externă, care este acum mult mai accesibilă și clar că și e mai ieftină. Dar noi am inclus în sursele externe de finanțare doar acelea unde noi avem siguranță că vor fi, chiar dacă și sunt condiționate. Noi am inclus programul suplimentar cu FMI, condiții pentru care este aprobarea legii de modificare a legii bugetului. E unica condiție pentru acest program nou. Da, acțiune prioritară. Am inclus într-o variantă modificată MFI, prima tranșă, și DPO, care e majorat de la 50 la 150 milioane dolari. Ambele cazuri e etapa de negocieri, se lucrează la proiectul acordului. Definitivarea acestuia. Și două împrumuturi noi, vorba de guvernul Poloniei, 20 de milioane, care v-am spus, și acelea din Franța. Acelea care noi avem... Păi, da, ele sunt condiționate, dar noi suntem sigur în îndeplinirea într-o măsură mai mare și de acelea sunt incluse. Nu sunt incluse acelea care sunt siguranță. Da, în contextul acestei întrebări al domnului Burduja, vă rog să ne clarificați cât ne-ar costa dobânda și bugetul ne-ar costa un împrumutul intern și cât ne costă dacă noi splinim din extern. Este diferență. Piața internă s-au ridicat acum la 15-16%, pe când acestea externe sunt mult mai ieftine. De exemplu, creditul polonez e cu 0% pe 20 de ani. Împrumutul de la FMI tot nu vă pot spune acum care e rata, dar e foarte mică și tot e pentru 20 de ani. Și clar că... În general, dacă îmi permiteți, fi condiționalitate. Eu am fost vizat, dacă se poate... Doar okay. Eu îmi cer scuze, domnul Marian. Deci, cine costă, vă explic, 0% Convenția de la Istanbul. 0% Stadionul Republican. Nu manipulați aici. Ce are Convenția cu Istanbul? Eu cred că numărul 1, 2, 3, 4, 5 voi le vedeți. Domnul Burduja, haideți să nu mințim. Este o minciună ceea ce spuneți dumneavoastră. Este o minciună. Condiționalități sunt condiționalități în beneficiul nostru, pe reforma justiției, pe combaterea spălării banilor, pe îmbunătățirea situațiilor economice. Deci astea sunt condiționalități care sunt în beneficiul nostru. Ei cer reformă, în schimb la împrumuturi, ceea ce este foarte bine. Nu, pentru că dumneavoastră, eu o să intervin așa atunci când o să veniți cu minciună. Și nu e adevărat ce spuneți. Dacă nu spuneți minciuni, eu stac. Одно из условий – это ректификация бюджета. Но вы говорите же только половину. Ректификация бюджета не любая же, а в определенных параметрах. Поэтому у нас и получается, и при инфляции 21 расходы в половину меньше. Понимаете? И здесь получается, что мы не совсем самостоятельны в ректификации бюджета. Ну ладно, это бог с ним. Теперь относительно внешних заимствований. Вы все считаете проценты и не считаете движение курса. А рассчитываться-то надо будет в валюте, в которой приняли. А сегодня курс, динамика курса какая? Сегодня. Сегодня динамика курса какая? И каждый год эта динамика отразится и добавится к процентам по импромуту. Поэтому считать надо внимательно и все факторы. И, так сказать, заменять одно на другое, ну, конечно, если дешевле получается, то это хорошо, включая и динамику курса. Но мы видим, что прогнозы, к сожалению, очень часто такие поверхностные и не совпадающие с реальностями. Это было при утверждении бюджета по инфляции. Это сегодня с инфляцией, и в том числе с инфляцией на конец года, которую вы говорите, будет там
15 или сколько. Ну, на самом деле, большие сомнения на этот счет. То есть я хотел сделать замечание просто, что внешнее заимствование нужно считать вместе с динамикой курса. Colegi, dacă nu sunt încă întrebări, cum am spus, a fost fix 30 de minute, n-am mai fost nevoie de o oră, văd că cam s-a terminat întrebările. Eu spun la vot proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat. Cine este pentru, vă rog să votați. Nu știu, mă votați cu noi? 6 pentru. Abțineri? Împotrivă. 3 împotrivă. Mersi mult. Numărul 142, Basu, vă rog. Bună ziua! Sunt Vasile Cușcă, secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prezint atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru modificare legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022. Acest proiect a fost elaborat în scopul precizării veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în contextul modificării mai multor acte normative cu impact asupra bugetului asigurărilor sociale. Astfel, veniturile și cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se va majora cu 2.165.207.000 lei sau de la 31.224.000.000 până la 33.389.000.000 în legătură cu majorarea pensiilor calculate, indexarea pensiilor, coeficientul actualizat de 13,94%, majorarea cheltuielilor pentru prestații sociale și creșterea cheltuielilor pentru gazele naturale, energie termică, ca urmare a aprobării noilor tarife în anul curent și, nu în ultimul rând, pentru stabilirea în legislație a unor prevederi noi, a unor prestații noi, care iarăși implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat, respectiv cu transferuri către bugetul asigurărilor sociale. În aspect al categoriilor economice de finanțare, dacă să vorbim despre cheltuieli pentru prestațiile sociale, atunci pentru acestea sunt prevăzute 30.683.000.000 lei și se vor majora cu 2.136.000.000 lei și asta deja am vorbit că această sumă sau aceste mijloace financiare suplimentare 2.136.000.000 vor fi utilizate pentru creșterea prestațiilor, indexarea pensiilor, achitarea unor prestații noi și mărirea numărului de beneficiari de aceste prestații. La următoarea categorie economică, ce ține de cheltuielile pentru salarizarea personalului CNAS, aici vor fi majorate cheltuielile cu 1.310.000 lei sau de la 184.859.000 lei la 186.170.000 lei și deja colegii de la Ministerul de Finanțe au explicat în general ce implică aceste cheltuieli de salarizare și de personal. Aici este vorba despre majorarea valorii de referință de la, sau salariul minim în, buget, în legea bugetului, în bugetul ce ține de salarizare în sectorul bugetar, valoarea de referință și unele funcții care vor fi scoase de sub moratoriu. La cheltuielile ce ține de prestare de bunuri și servicii, aici vor fi majorate cheltuielile cu 196.523.000 lei și asta se datorează acelor prestații noi care au fost introduse și respectiv necesitate ca ele să fie achitate și distribuite beneficiarilor. Resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt precizate în creștere cu 10,5%.
Dacă să ne referim la cheltuielile pentru prestațiile finanțate din contul transferului de la bugetul de stat, atunci acestea se precizează de la 9.544.000.000 lei la 9.430.000.000, cu o micșorare de 113.426.000 de lei. Această evoluție se reflectă în faptul că majoritatea prestațiilor sociale sunt pe bază de contribuții achitate. Transferurile primite între bugetul de stat și bugetul asigurării sociale de stat se precizează de la 12.550.000.000 de lei până la 14.207.000.000 lei sau prin majorare cu 1.657.000.000 lei. Și nu în ultimul rând, proiectul de modificare a bugetului asigurării sociale are drept scop aducerea în conformitate a indicatorilor bugetului asigurării sociale cu indicatorii stabiliți de Ministerul de Finanțe în legea bugetului de stat. Reșind din cele menționate, rog susținerea proiectului de lege. Mulțumesc. Întrebări, colegi? Dacă nu sunt, noi dăm aviz la 142. Eu spun votului. Cine este pentru, rog să votați. 6 voturi pentru, cine este împotrivă, abțineri 3. Mersi. 143, foamă, poftiți. Mersi. Bună ziua, îmi spune Lilia Gante, sunt secretar general al Ministerului Sănătății. Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, prezint atenției dumneavoastră proiectul legii pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, numărul 207 din 21, elaborat cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor în vederea alocării mijloacelor financiare suplimentare necesare pentru bună funcționare prestatorilor de servicii medicale în contextul majorării costurilor pentru resursele energetice, precum și a revizuirii indicatorilor macroeconomici pentru anul curent. Alocării mijloacelor financiare suplimentare pentru medicamente și dispozitive medicale compensate în contextul extinderii listei medicamentelor compensate cu medicamente esențiale, creșterii numărului beneficiarilor și intensificării procesului de prescriere a medicamentelor compensate. De asemenea, în contextul realizării indicatorului 7, conceperea și pilotarea stimulentelor bazate pe performanță pentru toate spitalele, în contextul ratificării amendamentului numărul 2 prin legea numărul 34 din 2022 la acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova. Respectiv, modificările propuse prevăd majorarea veniturilor cu 86.087.000 lei, a cheltuielilor cu 331.000.000 lei și a deficitului cu 245.000.000 lei. Partea de venituri a fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală va crește cu 86.087.000 lei sau cu plus 0,37 față de suma aprobată și va constitui 12.373.689.000 lei. Majorarea veniturilor se prevede din contul a plus 62.800.000 lei a primilor de asigurare obligatorii de asistență medicală în formă de contribuții procentuale la salariu și la alte recompense și plus 23.287.900.000 lei transferurile de la bugetul de stat către fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală în scopul continuării realizării activităților prevăzute în acordul de finanțare. Per general, transferurile de la bugetul de stat către fondurile de asigurări obligatorii vor constitui în 2022 6.095.217.000 lei. Volumul cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală se propun cu o majorare de 331.087.000 lei
sau plus 2,7% față de suma aprobată și vor constitui 12.618.688,9 lei. Această creștere este determinată de creșterea cheltuielilor necesare fondului pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice. Creșterea cheltuielilor fondului pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice este condiționată preponderent de revizuirea de către Ministerul Economiei a indicatorilor macroeconomici prevăzuți pentru anii 2022-2024 și în special a indicelui prețului de consum mediu anual calculat pentru anul curent 106,9 prognozat la data de 27 octombrie 2021 până la 121,9% la situația din 25 martie 2022. La fel, majorarea cheltuielilor date este determinată și de creșterea costurilor pentru resursele energetice. Respectiv, creșterea costurilor pentru resursele energetice, dar și revizuirea indicelui prețului de consum, impun alocarea suplimentară a mijloacelor financiare după cum urmează: plus 4.075,9 lei pentru asistența medicală primară, plus 31.919,4 lei pentru asistența medicală specializată de ambulator, plus 195.092,6 lei pentru asistența medicală spitalicească și plus 100 milioane lei pentru serviciile destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale. Deficitul bugetar al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală va constitui 245 milioane lei și va fi acoperit din contul soldului mijloacelor financiare format la începutul anului în volum de 674.689,000 lei. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului în cauză. Mersi mult. Colegi, întrebări? Da, можно, да? Да, повторю. Ну вот видим такую позицию взноса обязательного медицинского страхования в процентном отношении к заработной плате. Да. Рост составляет 1% с лишним там. 1% с лишним. А мы только что наблюдали госбюджет, там фонд оплаты труда вроде как 16% плюс. Почему такая разница? Это же обычная аддитивная функция. Оплата труда выросла на 16%, взносы процент, соответственно, должны вырасти также, а мы видим только 1%. Может быть, это связано с количеством салариатов, которое, может быть, уменьшается. А может, ну, все равно фонд есть фонд. Он поступает к нему проценты и, пожалуйста, дайте взносы. Непонятно. Нет, у нас нет пояснительной записки, поэтому при докладе в плене я вас прошу эту цифру как-то скоррелировать, чтобы было понятно, откуда чего берется, да? Ну, в общем, вот так. Все остальное понятно. Все остальное понятно. Alt întrebări n-o? Atunci o să supun votului proiectul numărul 143, proiectul de lege pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022. Cine este pentru? Vă rog să votăm. 6 voturi pentru. Abțineri? 3 abțineri. Mersi. Următorul proiect... Vă mulțumim. O zi bună. Următorul proiect, domnul Burduja. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să examinăm în cadrul ședinței de astăzi proiectele opoziției. Și spre atenție dumneavoastră vreau să propun proiectul de lege numărul 54 din 24 februarie 2022, cel ce ține de proiectul de lege privind unele măsuri economice și sociale anticriză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de criza energetică și pandemia COVID. Eu o să mă refer la trei puncte principale al acestui proiect care se prevăd. Deci, unul, este vorba despre plafonarea salariului lunar calculat demnitarilor publici,
pentru perioada martie-decembrie 2022. Deci, conform anexiei la legea privind statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu excepția primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de raioane. Plafonarea se propune ca ea să fie până la 2 salarii medii lunare pe economie. Deci, din câte cunoașteți, în decembrie a fost aprobat hotărârea Guvernului care prevede că salariul mediu pe economie este de 9.900 lei, adică ar fi vorba de 19.800 lei până la 20.000 lei. Asta este prima prevedere a acestui proiect. 2. Pe perioada martie-decembrie propunem să fie suspendate toate achizițiile publice, cheltuieli capitale a autorităților publice, centrale și locale, adică e vorba de acele achiziții publice care nu sunt stringent necesare. Ca să fiu explicit, ca să nu înțelegeți că e vorba de acele proiecte care vorbim, de exemplu, de cheltuieli capitale, grădiniți, școli, apeduc, canalizare, localități, deci nu e vorba de aceste achiziții. E vorba de achizițiile, de exemplu, acelorași instituții, administrații publice locale sau instituții publice unde este vorba de mașini, eu știu, ceva, tehnică nouă de birou, ar putea să aștepte ca aceste economii, prin crearea unui fond anticriză în cadrul guvernului, să fie distribuite pentru susținerea populației. Și dacă observați, noi azi am avut această situație când inflația este stabilită de aproximativ 22%, dar majorările salariale, de exemplu, e de 16%, ceea ce nici de cum nu bate cap în cap. Deci, anume, lucrurile astea ar veni în susținerea populației de rând. Și o altă măsură care o propunem prin acest proiect de lege este instituirea unui moratoriu pe un termen de 90 de zile pentru plățile aferente creditelor bancare și nebancare datorate de către persoanele fizice și juridice. O asemenea măsură, de fapt, a fost instituită în 2020, atunci când a fost creată situația, adică când a fost declarată situația pandemică, deci unde agenții economici, în special având în vedere că aceasta a fost primăvara, sectorul agricol, deci a profitat pe deplin de asemenea, să spunem, amortizare a poverii financiare, care le-a permis să treacă perioada sezonieră de primăvară. De asemenea, deci, de ce se propune această măsură? Pentru că, pe de o parte, noi avem situația în care persoanele fizice, dacă să vorbim, au ieșit din iarnă, unde cheltuielile pentru resursele energetice, desigur că au fost nu acele care au veniturile. Totodată am avut și situația pandemică. Pe de altă parte, noi vedem că, bine, Ministerul Finanțelor, chiar la examinarea bugetului, am vorbit despre acest subiect, că Ministerul Finanțelor deja a majorat rata dobânzii pentru obligațiunile financiare care și le-a asumat până la 17%. Deci profiturile, eu cred că, bine mersi, în băncile comerciale sunt, ceea ce eu nu cred că ar fi un impediment atât de major, după cum se descrie în nota informativă a guvernului. Mai mult ca atât, să spunem așa, în avizul guvernului, noi vedem că guvernul vorbește de anumite măsuri care ca și cum ar fi implementate pentru relaxare sau, să spunem așa, pentru susținerea cetățenilor și domeniului de afaceri, dar nu se dau deloc cifre în acest sens. Desigur că prin mecanismele care le are guvernul, așteptam să vedem despre ce economie ar fi în cazul în care este vorba despre plafonarea salariilor demnitarilor publici, dar înțelegeți-ne corect. Deci atunci când este vorba că un cetățean simplu care a fost lovit de problema situației energetice, pandemice, cu 2.000 de lei nu poate să achite facturile de 4.000 de lei și avem demnitari publici care primesc azi și 160.000 de lei pe lună și 130.000 de lei pe lună, atunci credem că lucrurile astea ar trebui revizuite. Asta este esența proiectului. În rest, dacă sunt careva întrebări, sunt gata să răspund. Da, poftim. Da. Am întrebări. Da.
Stimate colega, da, eu aș susține careva din ideile dumneavoastră înaintate. Dar poate să vă uitați la mine în ochi când dați întrebare. O să mă uit și în ochi când ați trebuiască, da. Nu, ca să fim da. Sinceri. Eu am însemnări aici și eu o să fiu sinceră, da. Eu o să fiu sinceră. Deci, dumneavoastră, da, referitor la plafonarea salariilor. Deci, noi avem o definiție de demnitari publici, de demnitari de stat. Deci, eu m-am uitat și am revizuit toate declarațiile demnitarilor publici și, pe departe, nu sunt mai mari decât 20.000. Deci noi știm și președintele țării care este salariul. El nu cade sub incidența asta. Demnitarii publici, miniștri, nici deputații nu cad. Miniștri, secretarii de stat și mai departe. Deci demnitari publici. Deci pe departe nu sunt mai mari salarii decât două salarii minime pe economie. Pe departe. Uh-huh. De ce dumneavoastră spuneți, cu excepția viceprimarilor, primarilor și așa mai departe, deci mari de raion, e pe departe, n-ajung la două salarii pe minim pe economie. Deci un primar primește 12.000, 10.000, 8.000, depinde de populație. Adică nu înțeleg această plafonare mai departe. De ce cu excepție? Cu excepție, da? Da, de ce cu excepție? Fiindcă dacă analizăm, pe departe nu sunt două salarii minime și noi plafonăm pentru ce? Mai departe, aș susține ideea dumneavoastră de suspendare achizițiilor publice, fiindcă... Nestringent necesare. Da, nestringent necesare. Aici, dacă aveți în vedere procurările de mașini și procurări de tehnic și așa mai departe, da, aici cu ambele mâini v-aș susține nestringente. Mai departe, în ceea ce privește referitor la moratoriu cu plățile aferente creditelor bancare, eu nu știu dacă dumneavoastră ați... cu sectorul bancar ați avut vreo întâlnire sau ați consultat această întrebare cu referire la creditele, deci la plafonarea sau la moratoriu respectiv. Ar trebui ca, adică, să-mi dați un răspuns dacă ați avut așa discuții. Da, mulțumesc, doamnă deputat. Eu am să le iau de la început. De ce ce ține de excepția primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților raionilor, ei au fost stipulați în eventualitatea rectificărilor care trebuiau să aibă loc la buget și în cazul în care primarii, viceprimarii, președinții de raioane astăzi, de fapt, sunt acei care duc povara tuturor problemelor cetățenilor din administrațiile publice locale, mai mult ca atât și problema refugiaților. Deci este o situație de o eventuală separare acestora, pentru că, hai să spunem așa, pe umerii lor sunt un șir întreg de probleme și ei nu ar trebui să cadă în aceste plafonări. Dacă o să ridicați legea 199, da, unde este anexa la toate funcțiile cu demnitate publică, atunci o să descoperiți că sunt multe, multe funcții care cu mult depășesc media de 20.000 de lei și atunci eu o să fiu de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, președintele nu depășește această sumă, nici funcționarii guvernului nu depășesc această sumă, nici acele instituții, cum ar fi anumite instituții, cum ar fi ANSA, eu știu să nu le dau numire la toate, tot nu depășesc. Dar avem anumite instituții, și noastră știți la ce vă refer, asta e vorba de BNM, CNPF, ANRE și așa mai departe, unde salariile sunt bine mersi. De exemplu, la BNM 160.000 de lei pe lună. Eu nu am nimic la acest lucru, dar haideți să vorbească rezultatele după sine, pentru că noi inflația merge, nimeni nu reglementează nimic, dar omul simplu suferă. Asta e 1, 2, noi avem și 130.000 de lei, de exemplu, salarii medii pe lună. Avem și 80-90.000 de lei salarii medii pe lună. Și este un disbalans total în ceea ce ține de cetățeanul simplu de rând. Ceea ce ține de moratoriu asupra creditelor. De fapt, este o măsură care vine prin prisma să amortizeze puțin povara lichidităților cetățeanului simplu de care el dispune. Pentru că, pe de o parte, el are să achite servicii de care le-a suportat toată iarna și poate a avut anumite împrumuturi. Eu nu exclud că a luat și credite de consum ca să-și poată acoperi cheltuielile de întreținere a familiei, dar în mod special se referă și la sectorul real al economiei, care de fapt a fost lăsat în izbeliște cu problemele cu care s-a ciocnit
Și mai mult ca atât, noi vrem ca el să păstreze locurile de muncă și multe, multe altele. Noi vedem aici unele măsuri în bugetul care urmează să fie rectificat acum de 200 de milioane pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar nu am primit nicio explicație unde vor fi implementați acești bani. Să nu fie ei pentru anumite consultații și cu asta și se termine tot. Deci eu cred că, noi credem că această măsură vine direct să susțină acele persoane fizice, acei agenți economici, care undeva ar primi o, hai să spunem așa, o pernă de amortizare a problemelor cu care s-a ciocnit. Cu achizițiile, am uitat în ce a costat întrebarea. Păi, haideți de principiu și după asta dați să venim cu amendamente și să cotim că, bine, nu-i bine două salarii medii pe economie, hai să stabilim 5 salarii medii pe economie, dar eu cred că două ar fi suficient, pentru că dumneavoastră până la două. O întrebare rapidă pe achiziții publice. În formularea dumneavoastră se poate reuși că ați fi împotriva la aceste investiții capitale necesare, investiții publice în reparații, Maria, de apă și canalizare. Deci formularea este foarte problematică. Ce înseamnă cheltuieli strâncenge? Că guvernul va elabora lista de achiziții și el deja a implementat în bugetul actual, iată, de la drumuri, a trecut 300 de milioane. Cam, adică nu de la predrumuri. Predrumuri au trecut. 500 de milioane de lei s-au adăgat la drumuri din alte cheltuieli. Și pe drum ele s-au pierdut. Foarte important ca guvernul să investească și mai mult în perioada. Noi dăm absolut toate în puternicile guvernului să elaboreze lista acelor achiziții nestringent necesare. Nu. Nu îndreptați vectorul în altă direcție, pentru că noi cu dumneavoastră înțelegem foarte perfect despre ce achiziții concret nestringent necesare ne referim. Asta. Știți cum? Am lăsat guvernului, pentru că el dispune de asemenea instrumente mai analitice. Alte întrebări, dacă nu sunt lipsa, avizul este negativ a guvernului? Avizul este negativ, dar să nu supere membrii guvernului. El este puțin cam fără argumente, adică nu vă supărați, dar ai scris că în contextul celor expuse nu susține. Dar de ce? Fără a da anumite cifre. Eu credeam că o să fie anumite cifre, ceea ce ține în special de economiile pe seama plafonării salariilor și în special dacă... Bine, dar am citit și eu avizul. Implică cheltuieli neacoperite. Care sunt ele? Trebuiau să fie numite. Hai, deci să începem. În orice caz. Nu, în legislatura 10-a, domnul Slusă, dacă nu greșesc, locul acum. Aha. A avut așa o inițiativă. Nu trebuie să uitați de asta. Da, eu totuși eu spun votului acest proiect. Cine este pentru, rog să votați. 3 voturi pentru, abțineri, 6 abțineri. O să avem raportul și o să lăsăm la latitudinea plenului această decizie. Următorul proiect, tot domnul Burduja. Proiectul 56, dacă nu greșesc, da? Pe ordine de zi, stimați colegi. Proiectul 56, de fapt, tot vine ca o măsură de stimulare a cetățenilor și a domeniului de afaceri. Și aici aș vrea să atrag atenție la subiectul de bază, de fapt, a acestei inițiative. Deci, în cazul în care agentul economic și-a achitat totalmente debitul impozitului pe care îl are, să nu-i fie aplicată penalitate și amenda să fie micșorată la 50%. Dacă el are achitat, de exemplu, noi, conform proiectului, am scris până la 31 martie, pentru că proiectul, de fapt, e din februarie. Deci, noi avem situații când, de multe ori, agenții economici, neavând sau având o anumită vacuum în activitatea sa, nu are restituirea circuitului întreg economic al întreprinderii și nu poate achita, de exemplu, contribuțiile sociale, deși el a calculat salariul. Deci, în felul ăsta, lui îi se administrează penalitate pentru fiecare zi de întârziere. Dar el a găsit anumite măsuri
poate și atragerea unui credit și achitat acestea ca să fie deblocate conturile, să poată merge mai departe. Deci, ideea noastră este că dacă, având în vedere situația destul de critică, economică, deja cu care se confruntă, în scopul păstrării locurilor de muncă în cadrul activității economice, să îi fie anulată penalitatea și să îi fie stabilită de 50% amendă. Dacă acesta nu a achitat-o până la 31 martie și urmează eșalonat în cadrul unui acord, eu știu, de eșalonare cu Serviciul Fiscal de Stat să achite impozitele, debitul impozitelor până la 31 iulie, penalitatea să-i fie stabilită în mărime de 80% reducere și amenda 40% de reducere. În cazul în care nici până la 31 iulie nu a achitat debitul impozitului și eșalonarea merge, de exemplu, conform proiectului noi propunem până la 31 octombrie, penalitatea să fie micșorată cu 50% și sancțiunea cu 25% pentru obligativitatea care o are. Asta este ideea proiectului și o să fac referire la câteva cifre, dacă îmi permiteți, doar pentru anul 2020, penalitățile și amenzile, conform datelor oficiale ale Inspectoratului Fiscal, au constituit în 2020 264 de milioane lei. În 2022, bugetul planifică 306 milioane lei încasări din amenzi și penalități. În 2021, această sumă a constituit 364 milioane lei și în primele două luni, până când de aceste date am găsit, în primele două luni, statul, serviciul fiscal, are încasat 46 milioane lei. Ideea noastră este că sumele la care m-am referit ar fi undeva niște sume financiare, susținere suplimentară a agenților economici din punct de vedere financiar, indirect, pentru a păstra locurile de muncă, pentru a păstra aceleași niveluri de salarii care le-au angajații mai multor entități economice și, având în vedere provocările din regiune, oricum, mai degrabă sau mai târziu, noi să ne trezim cu două lucruri. Sau agentul economic, nefiind în situație să-și achite la timp impozitele, el își va sista activitatea dacă nu se va bancrotiza, sau administrăm asemenea mecanisme, instrumente prin care am permite să amortizăm, dar undeva și să motivăm agentul economic să vină cu anumite eforturi, să depună eforturi prin eșalonarea datoriei care o are, cu asumarea anumitor obligațiuni, dar să-l motivăm ca el totuși să vină să o achite. Asta este ideea proiectului. Bine, aș putea mult de vorbit, dar în esență am expus, de fapt, ideile de bază. Domnul Burduja, am înțeles ideile proiectului dumneavoastră. Eu cred că dumneavoastră credeți că aceste 300 de milioane cumva nu sunt sumă esențială pentru bugetul de stat, cumva, dar eu cred că o să fie o inichitate și lumea o să abuzeze de asta. Eu cred că am putea găsi alte modalități să ajutăm agenții economici, pentru că nimeni nu va plăti la timp. Nu știu, eu cred că e cam riscant. E bine că ați luat cifrele, chiar vrem să vă întreb cât să adună din amenzi. Da, 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 am studiat destul de profund. Am anunțit 369 de milioane. 362 de milioane în 2021. Ce? Amenzi? Încasare, deja sumă fixă care a fost încasată la buget. Așa. Pe toate bugetele, deci dar numai pe asta, pe amenzi. Da, mai mult ca atât, că e vorba de toate amenzile. Deci cu excepția multor care nu cad sub incidența la acest proiect. Eu ce vreau să vă spun, dumneavoastră, 360 de milioane pentru buget poate și este mult. Dar în contextul inflației care a avut loc, prețurilor care au crescut, inclusiv la combustibil, pentru logistică și așa mai departe, credeți-mă că agenții economici undeva ar avea un mic sprijin și un mesaj clar prin care statul susține activitatea acestor. Pentru că ideea vine sub două aspecte. Unul, mesaj motivațional pentru susținerea domeniului de afaceri și a cetățeanului. Și doi, indirect, undeva îi se vine la întâmpinare atunci când îi se blochează conturile, pentru că nu a dovedit din motive undeva și obiective să achite la timp acele impozite sau debite de impozite pe care le are.
Poftim, domnul Mărel. Da. Mersi mult. Deci, în primul rând, în 2018 a fost o altă amnistie. În valoare de 200 de milioane, pe urmă, a fost o amnistie. Deci dacă noi facem amnistii fiscale foarte des, atunci, cum a spus colegul meu Lazarenko, încurajează neplata contribuțiilor la buget. Deci, noi, în al doilea rând, în 2021 a fost un an economic bun, în sens că au fost rezultate bune, am avut creștere de 14% reală, economică. Și de aia, cumva, cum am spus colegul, ar fi incorrect față de cei care și-au asumat obligațiunile. Întrebarea de bază este câte companii, dacă ați primit informații de la FISC sau de la Institutul Statului, câte companii au dificultăți în a plăti. Pentru că din ce cunoaștem noi, din discuțiile care le avem cu Institutul de Stat, deci rata de neplată sau numărul de companii care au dificultăți, acum nu diferă de ceea ce a fost, de exemplu, în 2021. De asta și... Nu am cifre reale, dar putem să le prezentăm. În sens că vreau să vă întreb dumneavoastră dacă le aveți, pentru că vrem să vedem dacă situația într-adevăr este complicată, hai discutăm. Dacă nu este nicio diferență și dacă nu există anomalie, atunci eu nu văd ce trebuie noi să intervenim și să debalansăm bugetul. De aia, nu știu, eu nu mă uit foarte entuziasm la inițiativa asta, mai ales că noi venim în rectificare cu un suport de 700 de milioane de lei pentru mediul de afaceri, inclusiv acele 200 de milioane care vin ca finanțare de la ODIM pentru retehnologizare, ca să ajutăm să-și de exemplu, reorienteze exporturile. Deci există fondul de garantare a creditelor care este foarte popular și sute de companii îl accesează. Deci mai degrabă aș merge pe astfel de măsuri de suport decât prin amnistii fiscale care îi dezavantajează pe cei care deja și-au asumat obligațiunile. Pot să răspund? Da. Mulțumesc, domnul deputat. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru apreciere că în anul 2021 economia Moldovei a lucrat pe baza bugetului aprobat în 2020 de Partidul Socialist. Are. Economia, are. Însă și penalitățile care voi le-ați administrat, uitați-vă, de la 264 au crescut la 362. Deja asta înseamnă că s-a mărit volumul circuitului economic până la urmă. În ceea ce ține de numărul de agenți economici care se confruntă astăzi cu aceste probleme, eu am așteptat în avizul Guvernului să văd o asemenea cifră, adică cel puțin să ni se confirme sau să ni se infirme că sunt asemenea probleme sau nu sunt asemenea probleme în domeniul sectorului real al economiei, dar din păcate nu a fost prezentată o asemenea, pentru că noi ați înțeles foarte bine că în calitate de deputați nu avem așa multe instrumente prin care am putea să găsim acele liste sau acel număr de agenți economici. Da, eu am studiat întrebarea inclusiv și pe domeniul sau pe segmentul serviciu fiscal de stat, am găsit încasările, am găsit inclusiv și pentru 2022, dar din păcate nu am putut să mă refer la acest subiect. Dar cunosc în detaliu și înțelegem că această problemă este în societate, pentru că cel puțin la fiecare întâlniri, care audiență cetățenilor care o fac săptămânal în sectoarele de care sunt responsabil, mă ciocnesc cu asemenea întrebare din partea inclusiv și a agenților economici. Acest subiect, de asemenea, a fost discutat și pe mai multe platforme asociațiilor reprezentanților domeniului de afaceri, care, de asemenea, undeva ar susține, pentru că, haideți să spunem așa sincer, nimeni nu s-a gândit că din 2020 până în 2022, trei primăveri la rând, noi o să avem pandemie. Nimeni, nici prin cel mai rău gând, nu s-a gândit că o să avem situații cei care s-au întâmplat azi în regiune. Deci sunt niște măsuri de ordin force major. Deci undeva niște măsuri indirecte pentru susținerea agenților economici ar trebui statul să le administreze, ar trebui statul să vină pentru domeniul de afaceri și pentru cetățeanul simplu, de ce nu? Pentru că însăși darea compensației pentru majorările, asta e bine, eu nu spun că asta e rău, dar ea este insuficient. Mai mult ca atât, domeniul de afaceri, repet, a fost lăsat în izbeliște, deci singur în fața problemelor. Și aici are două sau maximum trei măsuri pe care poate să le administreze. Să-și sisteze activitatea,
să-și micșoreze numărul locurilor de muncă sau domnul, să meargă eu nu aș fi de acord dumneavoastră când spuneți că mediul de afacere a fost aveți părerea dumneavoastră, eu o stimez, dar vă rog frumos să o stimați și pe a mea, pentru că este o părere până la urmă și ele ambele sunt corecte. Deci ar fi bine să găsim undeva acel consens ca... Și iarăși, nu insist, dar vreau ca să înțelegeți că este așa problemă. Și mai degrabă sau mai târziu o să reveniți la asemenea subiect. Doar o ultimă remarcă, dincolo de suport care vine în rectificare, a fost acel program de compensare a cheltuielilor pentru creșterea tarifelor la gaze. Orice companie care folosește intens gaze naturale... Și câți agenții economice au spus de asta? Trebuie să s-a programul recent. O așteptăm o lună și asta aflăm rezultat. În același timp, în pandemie, noi, spre de Sibir, de 2020, am venit cu suport. Plătim șomajul tehnic pentru angajați. Plătim salariul pe jumate pentru părinții care trebuie să stai acasă cu copiii. Trebuiau, de acum nu mai este relevant. Dar în sens că noi am venit cu anumite măsuri care nu s-au aplicat în 2020. Dar, domnul deputat, absolut de acord cu dumneavoastră, aș prefera mai mult să vorbească faptele și oamenii să vină cu aprecieri. Asta ar fi, în genere, ideal și pentru noi ca opoziție și pentru dumneavoastră ca majoritate parlamentară. Deci eu am spus tot ce am spus la subiectul ăsta și dumneavoastră cred că v-ați înțeles absolut explicit. Dacă am fost pe măsură să dau explicații, dar cred că ați înțeles că... Da, o precizare mică. Da. Poate? Îmi pare că acest proiect nu are tangență nici cu amnistie fiscală. De ce? Nu numai sancțiunile. Parțial. E vorba doar de penalități. Poetomu, nu, tot e господин colega Mariano. Și nicăcui zici amnistie fiscală nu netu. Nu, a fost anulată majorarea din întârziere și amenzi achitate în sumă de 94 de lei, milioane. Это санкции, это не снятие обязательств, не прощение обязательств. Это санкции. Eu n-aș fi de acord cu dumneavoastră. Parțial, stimați colegi, parțial este amnistie fiscală. De ce spuneți dumneavoastră? Dar de achitare nu dispare. Nu, dar este eșalonare. Дело в том, что налоги... Индепенденция на перевода активно. Уплата налогов, будем так говорить, она в этой ситуации пандемической и прочей, она отстает, она отстает от денежного потока, который возникал у предприятий. Так бы было все вовремя, но когда провалились, закрывались предприятия, останавливались и так далее, денежного потока не было. Отсюда это возникает. Это не только недисциплинированность или нарушение такое своевольное. Это обстоятельства. И если мы поддержим в этих обстоятельствах предприятия, причем так градуально, как предлагается в проекте, там два месяца, июль, там, октябрь и так далее, то мы в этом бюджетном году получим все поступления, или, по крайней мере, рассчитываем получить все поступления от налогов, которые есть, а планировать себе и нажиться на штрафах. Și simplu cu întârziere și asta și e riscul probabil care a fost văzut de guvern, pentru că acum... Înțeleg, da. Bun, haideți eu spun la vot în condițiile avizului negativ al guvernului. Acest proiect, cine este pentru? Rog să votați. 3 abțineri. 6 abțineri. Colegi, haideți să terminăm pe astăzi. Eu știu cum mai este un proiect. Noi mâine o să avem o ședință a comisiei pentru că avem de votat legea RCA pentru lectura a doua. Și avem nevoie, vrem să dăm voie la... Să explic. Redactorul acum mai lucrează pentru lectura a doua și mâine la 9 o să mai avem o ședință scurtă pentru asta și deja o să discutăm și 122. De procedură, dacă dumneavoastră ați observat, noi nu venim niciodată la ședințele dumneavoastră care le organizați înainte de ședința plenului. Pentru că noi, la această oră, avem ședința fracțiunii. Unii discutăm toate subiectele în cadrul fracțiunii.
Ziua de miercuri este regulamentar dată pentru comisie. Hai să ne mai strângem încă o dată la ora 15 astăzi. Dar numai noi acum depindem de redactori. Vrem să le respectăm munca și să le dăm voie să lucreze. Atunci haideți să le facem în timpul ședinței plenare, când este pauză pe 50 minute. Numai nu înainte de ședința plenară. Pentru că, poate 8 jumate repede ne întâlnim. Eu chiar nu fac asta intenționat, dar vrem să... Dacă ați observat, noi... Eu știu. Și noi avem ședință acolo. Fracțiunile noi uneori, simplu, nu plecăm. Nu dorim să venim, dar noi vrem să participăm la ședința fracțiunii, pentru că acolo sunt subiecte care noi trebuie să ne... Facem 8 jumate? Că o să fie ședință scurtă. Dar e mai bine noi la ședința Parlamentului să venim deja cu tot pregătit, cu toate temele făcute, după asta în pauză, strânge pe toți și așa mai departe. 8 jumate e bine? Înțeleg pe viitoare ar fi bine să nu, dar... Asta e o situație în care nu depinde de noi. Noi avem angajament și cu Banca Mondială și vrem să... Nu avem altă opțiune decât să votăm mâine RCA în lectura a doua, dar în același timp trebuie de muncit pe redacție și mai ales pe varianta rusă și de aceea nu putem să-l trecem azi. Pentru că nu vroiam să-l trecem fără ca să avem... Eu nici nu l-am inclus pentru că am dat maxim posibil la redactor să lucrez. Hai 8 jumate. Nu, eu aș susține inițiativa domnului colegă, dacă este ziua de miercuri, ar fi bine ca să toate proiectele să le dăm. Da, noi încercăm, dar uneori știți... Dar sunt niște excepții, da, care putem să le... Uneori le facem și vineri. Săptămânal, noi în fiecare săptămână facem și joi și asta nu este comod, ca să înțeleg. Înțeleg. Chiar nu e alegerea noastră și nu e... Vreți 8 jumate, domn Redman? Cum spuneți? 8 jumate reușim? Я сегодня ложусь в больницу, у меня завтра не будет. Санататы, да. Санататы. Все будет хорошо. Но у меня есть предложение. Прошло полгода после того, как мы назначили новое руководство в чине ПИФЕ. Мы оттуда ничего не слышим. Никаких движений, никаких идей. Мы только... Есть движение, вы что не видите? А то до лектуры я как бы по этому... Legea asigurărilor RCA. Legea asigurărilor RCA, microfinanțare, două legi pe microfinanțare. Это не оттуда, это от депутата. Нет. Это не оттуда. Ну, мы лукрам куданш. Это евидент. А ей вы покрутите. Так, тихо. Лукрам куданш инклюзив. Да. И создается... Оркум треба майбини куданш са лукрезе, от RCA уж аша майд партии куданш. И вот мы уже 125-е постановление дважды, так сказать, снимаем, там кого-то надо доукомплектовать. И создается такое впечатление, что функциональность этой структуры, так сказать, хромает вовсю. Вы хотите сделать аудиерку? Интернирек у кондучеля. Окей. Каре есть и программа, каре есть и функционалитатия. ЧНПФЛ. ЧНПФЛ, да. Я вижу, что там люди увольняются изнутри. А продолжают. Это нехорошо. Как консильеры, так и технические работники. И сам директор, что-то его не слышно и не видно. А, поэтому... вы, наверное, путаете. Это вы хотите поговорить об Анесиче? Анесиче, да. Да, Аколо, да. Мы знаем, это проблема, да. Через кузы. Аколо, да. Чилипифе тоже не оставим. Не. Контестация, да. Я извиняюсь. Штим. Контестация. Поэтому давайте пригласим их на следующее заседание комиссии. Следующее... Хай Лунамай. Лунамай, но если вем аудиерили рапорты лор... А мог паштили мать. Да. Хорошо. Мы знаем, что там проблема. Да. Резолвем. Нам нужно знать, что там проблема, надо ее решать. Решать, да. Требуемость, но и черкаем сух. Да. Значит, мы ли 8 джумати, бине? Кас фиш колледжи. Дак, ну вин колледж, могил на нову. Ну, хайдец 8 джумати, мыни, и дежа спирам с вина тоць.